Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cum să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună. Salut copii! Salut copii! Urmează ziua mamei și de asta ne-am gândit să vă citim împreună cu Lili, fetița mea de aproape 3 ani, o carte foarte frumoasă care ne place amândurora foarte mult. Așa-i? Este vorba despre Lupșor Albastru o iubește pe mami. Oare o cunoașteți? Dacă nu, aflați astăzi de la noi din această carte minunată, scrisă de Daniel Piculi și ilustrată de Frederic Piot, apărută în limba română la editura Univers. Haideți să vedeți împreună cu mine și Lili cât de mult o iubește Lupșor Albastru pe mami. Lupșor, știi ce e duminică? Prăjitură cu cireșe, tati? O plimbare lungă prin pădure? Nu, Lupșor, gândește-te! Nu știu, mă dau bătucit! Se spune mă dau bătut! Bine, tati, așa mă dau, spune-mi! E ziua mamelor, Lupșor! Știam! Știi, Lupșor, atunci ce cadou o să-i faci mamei? Nu știu, când o întreb, ea mereu răspunde: n-am nevoie de nimic, am tot ce-mi trebuie. În fiecare an e la fel, Lupșor. Atunci cum să fac, tati? Trebuie să cercetezi, Lupșor, dar discret. Ce înseamnă discret, Lili? Adică fără să observe mami, fără să-și dea seama, așa-i? Mama, ce? Așa i-a spus tati. I-a spus discret, știi? Ce faci, Lupșor? Mă uit la umbrela ta veche, mami. Nu ți se pare cam uzată? Nu, îmi place mult umbrela mea, chiar dacă uneori mai lasă să treacă o picătură sau două de apă. Lupșor desenează în caietul lui de cadouri o umbrelă frumoasă roșie. Uite aici, Lili. Ce? Ăla este un rucsac pe roți pe care îl folosește mami ca să ducă cumpărăturile mai ușor, știi? Și uite ce îi zice Lupșor. Pot să te ajut, mami? Nu prea cred, Lupșor. Mama, sunt obișnuită. Ce este mâncarea pe care a cumpărat-o mami de la magazin, știi? Hai să vedem ce zice. Nu prea cred, Lupșor, sunt obișnuită. Uite, coșul meu are rotițe. Ca o bicicletă! Ți-ar prinde bine una? Am putea să mergem la piață sau la plimbare. Când eram mică, aveam o bicicletă albastră. Îmi plăcea la nebunie, o țin minte. Lupșor desenează în caietul lui de cadouri o bicicletă frumoasă, albastră. Mami, nu mai era o floare la fel în partea cealaltă? Ba da, ai dreptate, Lupșor. Și unde e? Am dus-o în seră, era bolnavă. Tati încearcă să o facă bine. E trist, cred că floarea din fereastră se plictisește fără vecina ei. Ești de acord, Lili? Se plictisește oare floarea singurică? Nu. Nu? Îi place așa singurică? Totuși, Lupșor crede că o astfel de plantă ar fi un cadou bun pentru mami și astfel desenează în caietul lui de cadouri o plantă verde, prietena celei din sufragerie. Uite, Lili, deja Lupșor are 3 cadouri, o umbrelă roșie, o bicicletă albastră și o plantă verde. Hai să vedem ce cadou mai găsește. Tremur, Lupșor, ți-e rău? Nu, mami, mi-e frig, ție nu? E plăcut în casă. Da, dar la radio au anunțat că o să se facă foarte, foarte, foarte frig. Da, dar eu am paltonul cel gri și frumos. Frumos, dar nu prea călduros, mami. Așa e, dar nici eu nu sunt prea friguroasă. Lupșor desenează în caietul lui de cadouri un palton foarte, foarte călduros și care pe deasupra mai e și frumos. Wow, deja Lupșor are 4 cadouri, așa e, Lili? Tati, uite ideile mele de cadouri pentru mami. Te ascult, Lupșor. O umbrelă roșie. Bine. O bicicletă albastră. Foarte bine. O plantă verde. Foarte, foarte bine. Un palton galben. Perfect, Lupșor. Acum alegem unul. Care, tati? Cel care îi va plăcea cel mai mult. Știu
loc are tati! Hai să-l cumpărăm! Tati, hai să-l împachetăm frumos pentru mami! Am pregătit tot! Hârtie cu flori, scoci și panglică! Ai uitat ceva, tati! Ce lupșor! Un bilețel de la tine și desenul meu frumușel! Hai dreptate, să ne grăbim! La mulți ani, mami! Spun în cor lupșor și tati. Mami e un pic emoționată și foarte bucuroasă pentru cadouri. Oh, e exact ce-mi doream! Cum ați ghicit? Lupșor și tati fac pe misterioși. E secretul nostru! Ce zici, Lili? Ți-a plăcut povestea? Da! Cât de mult ți-a plăcut? Mult sau foarte mult? Mult, mult, mult și mai mult! Mă bucur că ți-a plăcut așa de mult și sper să le placă și copiilor, așa-i? Spune-le copiilor că mai este încă o poveste cu lupșor. Este încă o poveste? Povestea cu lupșor albastru nu vrea să se culce. Voi vreți să vă culcați copiii? Tu vrei, Lili, să te culci? Nu, ați văzut, exact ca Lili. Dar ce credeți voi, dragi copii și dragă Lili? Voi credeți că mămicilor voastre le-ar plăcea ca voi să mergeți la culcare la ora la care spun ele? Eu cred că da. Dacă mami spune gata, e ora de culcare, voi să spuneți bine, mami, nu să spuneți nu vreau să mă culc. Așa-i, Lili? Hai înapoi să te vadă copiii și să le spui și tu ce crezi tu că și-ar dori mămica ta. Vrei? Da. Na, hai să vedem. Stai aici lângă mami și spune-le tu la copii ce crezi tu că mi-aș dori eu de ziua mamei. Un palton pentru tine. N-aș spune nu la un palton, mai ales dacă ar fi un palton fucsia. Știi ce înseamnă fucsia, Lili? Da. Așa un roz din ăsta, așa frumos, nu pudrat, ci unul din ăsta foarte, foarte intens. Copii, vă invităm și pe voi să mergeți să faceți o listă, ca și lupșor albastru, împreună cu tăticul vostru și să găsiți ceva ce cu siguranță i-ar plăcea mămicii voastre. Și apoi să mergeți la cumpărături, pentru că mai sunt doar câteva zile până vine ziua mamei. Ce ziceți? Puteți să faceți asta? Haideți, repede, repede, repede! Mergeți și faceți o listă împreună cu tăticul vostru! Lili, ar trebui să faci și tu o listă împreună cu tati? De asta ai început să fugi! Da! Bine, înseamnă că Lili se pregătește, ceea ce vă invit și pe voi să faceți. Pregătiți-vă de ziua mamei! Tu! Tu gândești că tu! Lili a plecat să se pregătească pentru ziua mamei, ceea ce vă invit și pe voi să mergeți să vă pregătiți și dacă nu găsiți ceva de cumpărat, cu siguranță mămica voastră se va bucura foarte mult dacă îi desenați ceva și dacă îi spuneți, mami, te iubesc, cu siguranță se va bucura. Dar la fel de mult dacă mergeți la culcare seara atunci când vă roagă. Sunt absolut convinsă. Până atunci, puteți să citiți și voi acasă sau să reascultați Lupșor albastru o iubește pe mami. Vă pupăm, dragilor! Vrei să saluți și tu pe copii, Lili? Da! Haide, hai sus! Spune, pa, dragilor! Pa, dragilor! Ioi! Și la mulți ani de ziua mamei tuturor mămicilor care se uită la noi! Așa, dragi copii! Mai zi o dată! Dragi copii! Da! Dragi copii, să știi că am întotdeauna mămicilor de la cadouri. Cel mai mult și cel mai tare, una roșie și cel mai portocalilea. Ceilalți copii! Da, ne plac cadourile roșii și portocalii, așa este. Este o idee bună de cadou asta, Lili, nu? Da. Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cum să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești. Hai să citim povești împreună!